Se caută o rezolvare în scandalul dezinfectanților din România. Premierul Dacian Cioloș a declarat astăzi că tratează cu maximă seriozitate această problemă și din acest moment sectorul sanitar este prioritatea numărul 1 a guvernării. Dacian Cioloș a anunțat că încearcă să găsească cât mai repede soluții la problemele din sistemul de sănătate. Premierul ia în calcul și schimbarea legislației, dacă va fi cazul, dar spune că deocamdată nu schimbarea directorilor reprezintă o soluție. O să facem oricum testele. Avem probleme de legislație și legat de responsabilitatea și responsabilizarea managerilor de spitale legat de deciziile pe care le iau. Deci am cerut Ministerului măsuri pe termen scurt, am trimis și corpul meu de control pentru a clarifica mai rapid lucrurile și pentru a putea lua decizii cât mai repede. Înțeleg foarte bine îngrijorările oamenilor. Pe de altă parte, avem nevoie să ne așezăm ca să putem lua decizii. Și vreau să-i asigur pe toți că nu o să ascund nimic, că nu o să neglijez nimic, că nu privesc cu superficialitate această problemă și că îmi voi folosi următoarele 6 luni pentru a lua toate măsurile care pot fi luate în acest sens.